A venit ziua. Știam cu toții că va veni. M-am păzit, m-am ferit, am fost la babe, mi-am dat un tarot. Și nimic. Mi-a ieșit tot timpul varza pe fustă. Uită-te și tu cât de frumos se vede. E foarte frumos. Fustele mele, care erau practic negre, simple, au suferit o accesorizare dramatică, în legătură cu care vă dați seama că există un singur vinovat. Un suspect pe care putem să-l declarăm deja vinovat. După ce mi-am dat seama. Cine vorbește așa tare cu ăștia? Aolo, Cristi! Ce să fac? Să vină Forcașca să o arătăm? Nu, 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 nu! Nu, 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 să nu mai vedem pe Forcașca. De ce să o vedem? Nu, că ea cu ei... Uite cum e îmbrăcată ea! Ia! E trendy, ia. Ia uite cum e îmbrăcată ea, e vintage, mă, dar și tu ești, mie îmi place! Stai puțin că n-am terminat! Deci, sub frumoasa vărzare, care este alcătuită dintr-un trandafiraj, de unde Dumnezeu l-a fi scos, cu un diamant în mijloc... Eu cred că le-a conceput chiar ea cu mâna ei. Convinsă că le-a pusat în dușmănie! Și-a rupt niște mărgele de ale ei și dedesubt... Scuzați-mi lipsa de intimitate... Nu mai trage aici este o plasă de țânțari, de care probabil nu mai are nevoie, pentru că se apropie în timpul rece. Nu e plasă de țânțari, plasa de țânțari. Ia uite-te tu! Ia! Dă-mi-l mie! Mie îmi place cutiulul, îmi place mult de tot! Acu, acu? Nu cred că acum, nu se poate acum. Dacă era după mine, iartă-mă, îți ridicam mai sus. Și pentru mine? Da. Vino cu el cu tot. Pot să fac pe girafa? Te rog frumos să faci pe girafa. Te rog să pui microfonul lângă vărzare. Nu mă pot strecura nicăieri. Când am plecat de la mine din cabină până aici, știa toată buftea asta, era să zic, perfect. Toată buftea știa. E cum? Da. Deci să fac și ieri la fel, și azi la fel, cred. Și ieri la fel, și azi la fel. Și ieri zdrângâneai din ceva. Ieri aveai inel. Din inel zdrângâneai. Ieri zdrângâneai. L-am băgat sub fund. Azi zdrângănești, mâine vei zdrângâni. Păi, stai puțin, și care e problema dacă eu zdrângănesc, tu zdrângănești, noi zdrângănim? Adică nu știu. Unde e inconvenientul? Unul la mână nu poți să te strecori. Deci nu poți să te strecori, toată lumea vede. Nici tu nu poți să te strecori. Mă, eu cred că dacă te ții cu mâna de ea, poți. Scuze-mă doar o clipă, în legătură cu locul de unde ai putea tu să zdrângănești, am mari dubii. Păi, normal. Și eu. E vorba, desigur, despre niște cercei pe care aș putea să-i pun. Și eu nu-i mai port. Da, nu-i mai port. Mulțumesc foarte mult pentru girafă. Ce? Mihai, ai idee cumva din întâmplare cum face girafa? Da. Ia. Nu cum face din gura ei, că vrea să vorbească din gură, cu girafă și să-i din spună gură tu nu face... și cumpărești tu două chile de cartof, nu mai din gură nu face, are gâtul prea lung pentru a avea corzi vocale și atunci toate comunicările girafei se fac din mișcările gâtului. Da? Da. Mulțumim Wikipedia. De ce am vorbit astăzi despre suspecți? Despre acuzări, despre acte criminale? Că până la urmă, ceea ce mi se întâmplă mie este, mai degrabă, nu? Un act criminal. Sunt supusă unor repetate... Agresiuni. Mulțumesc. Agresiune? Eu aș fi ridicat agresiunea mai sus dacă era. Nu ridicam, mama, nu ridicam. Agresiune nu ridicam. 40 de ani împlineam. Și ce? Viața se terminam. Gata. Balzac zicea că de la 30 și ceva da, de ani. Da, Balzac a murit și Hugo spunea că o femeie după 25 de ani nu mai există. Deci, Hugo contra era... Balzac. Ia. Yeah. Balzac e mai deștept. Astăzi vom vorbi despre criminalistică. Pentru că noi vorbim tot timpul despre asta, despre filmele pe care le vedem în Statele Unite și vedem noi cum vine ăla și scoate tot timpul mănușile de undeva, cred că le poartă în chiloți. Tot timpul scoate o pereche de mănuși, jang, jang, pac, pac, își pun mănușile și încep să caute printre niște frunzuliți, printre niște chestii. Una care trebuia... cea mai tare, cea mai tare. Zice că e patru la masă, jucau poker. Și unul dintre ei... Cu ce credeți că l-a omorât? Dacă îmi spuneți mie că asta se poate, eu... Cu o sticluță de picături de ochi. Și a făcut-o cu vazoconstricție, muri Petru de tot sau mai e nici? Nu cercetăm cazul. A, cercetăm cazul. Exact. În poziția în care e, puteți să-l cercetați ușor. Da, știm. Că știi cum e. Așa.
Bun. A căzut într-o poziție puțin prea simplă pentru criminaliști. Tii de pe scenă. E, nu e posibil, după părerea mea, să omori un om cu o sticluță de picături de ochi. Dar dacă așa a zis la mine la CSI, ce vrei? Eu CSI-urile astea le cumpăr din Statele Unite sau din Marea Britanie, de unde e, că eu nu pot să văd numai unul pe săptămână. Pentru că am minte puțină și le uit. Și atunci le văd mați. Le văd mai multe, serii. De exemplu, aseară am văzut 5, de nu mai știu, la un moment dat Grissom și-a tăiat barba, nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Da? Da, și-a tăiat barba. Ce drăguț era cu barba. Urăsc bărbații cu barbă. Nu poți să te pup cu ei. Ba, ce te faci? Poți te cauți cu între ei. Nu, că... Auzi, ia scuipă tu apa asta ca să o iau pe firul. Nu, că se văd buzele prin firele de barbă. Mai depinde dacă cât e blonda. E de prost bărbatul. Că dacă e, nu se mai vede nimic. Asta. Am întâlnit și bărbați fericiți. Stimați telespectatori, astăzi vom vorbi despre criminalistica românească, despre cei care au inventat-o, despre cei care o susțin, despre cei care o reprezintă azi. Nicolae Savu este șef serviciu expertize criminalistice. Știți să vă anunț de la început că toți cei trei invitați sunt foarte buni prieteni între ei, lucrează excepțional împreună, așa cum se întâmplă culmea și în filme. Georgeta Stoian este șef serviciu expertize fizico-chimice. Adică, am înțeles. Ea este cea care descoperă picăturile de ochi în cafeaua lui cu... Înțelegeți? A, au fost picături de ochi. Sigur, înainte le bagă niște treburi, le face niște... are o chestie așa... Seringa aia lungă cu care... Stai să vedem dacă are, că imediat întrebăm. De 16 ani lucrează în poliție, așa că cred că știi mai bine decât noi un pic. Noi ne dăm părerea. Octavian Conicescu este șef serviciu biocriminalistică. De la dânsul o să aflăm cum recoltăm probele și cum sunt prelucrate probele pentru soluționarea unui caz. Și în sfârșit, stimați telespectatori, avem și o victimă a sistemului, prea frumoasă, Tana Izbașa, care îi se sparge casa cu precizie de metronom. Adică ea cântă, că are succes, are concerte, vine hoțul, îi sparge casa. Și atunci ea și-a pus geamuri anticutare, anticutare, și-a luat bijuteriile din casă, le-a pus la bancă, și-a luat toți banii. Deci puteți să-i spargeți casa, nici nu găsiți nimic în ea. Dacă doriți niște hârtie igienică de bună calitate, eu zic că doar că s-ar putea să vă prindă criminaliștii și să vă bage la răcoare. Imediat după pauză vă spunem și de ce. Subiectul pe care o să-l tratăm astăzi nu e deloc amuzant. Absolut deloc. Noi o să încercăm să-l facem un pic mai adaptat nevoilor. Și anume, nu o să-l tratăm cu gravitatea pe care ar merita-o. În țara noastră se petrec o căruță de lucruri. Se petrec mai multe lucruri neplăcute decât lucruri plăcute. Și anume, mulți cetățeni, cărora li se pare munca obositoare și plicticoasă, se gândesc că de ce să nu facă precum Iancu și Ianu, să ia de la bogați și să-și dea lui. Și atunci ne fură, ori ne spar mașinile, ori ne spar casele, ori ne fură gențile, ori. Și atunci, la un moment dat, există niște, prin natura lucrurilor, niște oameni care pot să determine care au fost ăia. Pentru că suspecți sunt mulți. Sub genericul prinde orbul, scoate ochii, există oameni care pot face asta. Bine ați venit cu toții. Întâi, ca să o lămurim, să lămurim situația, eu am priceput că toți trei dumneavoastră lucrați împreună. Într-un fel sau altul. Adică depinde, munca dumneavoastră depinde în mod direct... Se completează, se împletesc domeniile noastre. Pentru că criminalistica este, de fapt, un mix de mai multe științe care trebuie să lucreze împreună pentru aflarea adevărului. Și de aceea, în cadrul Institutului de Criminalistică, sunt departamente, servicii care lucrează pe un anumit domeniu. Sigur. Avem însă lucrări complexe în care ne vin probe complexe și atunci acestea trebuie analizate de întreaga echipă. Și ca să ne prezentăm pe activitățile noastre... Așa! Îl las pe colegul meu să... Da, Serviciul de Expertize Criminalistice se ocupă cu efectuarea de expertize traseologice, balistice, grafice, de examinarea documentelor informatice, echipamentelor informatice, expertize traseologice, cum am spus, tehnica documentelor, balistice, grafice, de testarea comportamentului simulat poligraf, așa cunoscutul detector de minciuni. Da. Apropo, e admis în instanță?
Nu este admis în căcatul. Dar oricum, îți faci o idee, dacă dar la minte de gheață apele... Dar și te poate... ghida. Poate ajuta organul de anchetă să-și facă unele ipoteze vis-a-vis perfect. Cercul de suspecți, să-l reducă, să poată... să se poate canaliza și axa pe anumiți suspecți, sigur, să le spunem. Odată terminată analiza traseologică, grafică și așa, unde vă duceți cu ea? Expertizele sunt dispuse de organul de cercetare penală sau de urmărire penală, care este beneficiarul nostru, iar după finalizarea rapoartelor de expertiză sau constatare tehnico-științifică după caz, acestea sunt remise organului care a dispus efectuarea acestor lucrări. Și atunci, doamna Georgeta Stoian, ce face? Că presupuneam că odată munca noastră terminată, vă duceți la doamna Stoian și spuneți, uite, dragă, ce am? Sunt și astfel de expertize. Spre exemplu, vorbea de analiza traseologică. Bun. Chimia judiciară sau chimia legală, să-i spunem, pentru că, de fapt, chimia legală s-a desprins din medicina legală, din toxicologie, de fapt. Chimia judiciară așa a început și, fiindcă spuneam că vorbim puțin și de istoricul nostru, încă din antichitate s-a simțit nevoia apariției acestei științe, toxicologia, pentru că exista acel obicei, bun sau rău, deci a decis istoria, de a-și elimina adversarii prin folosirea unor otrăvuri. Și atunci era necesară expertiza pentru a stabili otrava folosită. Pe vremea aceea, expertiza era făcută de medici, după simptome. Iar farmaciștii erau cei care, în cadrul laboratoarelor, prelucrau probele și aflau care era toxicul respectiv. Bineînțeles că am evoluat și în timp am ajuns să deținem echipamente de ultimă oră, care... Noi la România? Da. Trebuie să ne lăudăm și mă bucur că vorbesc eu prima, pentru că apoi veți intra pe zona de amprentă genetică și amprenta este vedeta noastră, cea de toate zilele. Mă scuzați, nu te neliniști, vei avea foarte mult timp. Eu sunt încă sub influența corpului de balet, care m-a impresionat foarte mult, așa că tu poți să continui liniștită. Și de data asta, și Mihai. A fost foarte bine. Deci de-aia am ezitat puțin și l-am lăsat pe colegul meu să facă o pauză. Noi trebuie să ne completăm reciproc și când unul ia o pauză, intervine celălalt și duce mai departe. Deci vorbeam de traseologie. În general, deci chimia judiciară analizează diverse probe ridicate de la fața locului. Din accidente de circulație, violuri, tâlhării, omoruri, furturi, spargeri... foarte multe. Gama de probe pe care noi analizăm este de asemenea foarte mare. Respectiv, în cazul accidentelor de circulație, spre exemplu, analizăm în special cu fuga de la locul faptei, sunt foarte importante, pentru că atunci nu există autor, eventual avem o victimă și niște urme lăsate la fața locului. Analizăm pelicule de vopsea, analizăm sticlă, din eventual parbriz dacă s-a spart, materiale plastice, fibre textile devin importante în clipa în care se găsește mașina. Uh-huh. Și în urma impactului, fibre textile din hainele victimei, spre exemplu, pot fi regăsite. Sigur, sub autoturismul devin respectiv. Grăitoare, evident. Da. Și atunci importantă devine munca. De asta am spus că noi lucrăm într-o echipă, pentru că noi chiar ne legăm unii de alții. Noi ca experți, pentru că Institutul de Criminalistică, de fapt, este locul unde se expertizează probele ridicate de la fața locului. Însă avem echipe specializate care merg la fața locului și colectează, fixează, ridică. Trebuie să fie foarte deștepți, pentru că dacă nu-și fac treaba așa, așa trebuie, vă încurcă îngrozitor. Așa este. Munca noastră poate fi, într-adevăr, să aibă un rezultat, să fie pusă în valoare, numai dacă ei recoltează probele care trebuie. Dacă nu există... cumva se atinge, cine știe ce nu trebuie, dacă nu cumva strică locul. Așa este. De-aia și prin filme, da, că știu că vă uitați la filme, întotdeauna locul faptei este... se delimitează strict. Da. Tocmai pentru a nu interveni în mediul respectiv cu urme suplimentare. Ce vreau eu să vă întreb? Presupunem că eu îmi găsesc mașina spartă în parcare în fața blocului. Primul lucru pe care îl fac, că sunt om, nu? De pe stradă, desfac mașina. Să văd? Fără mănuși, că nu le țin în spatele blugilor. Și vreau să văd.
mai are casetofon, mai a umblat în torpedo, mai are talon. Și atunci roată pun de rezervă, mâna... acumulator. Exact, da. Și pun mânuțele astea două peste tot. Vă încurc, ar trebui să vă chem înainte. Indicat ar fi să nu atingeți niciun obiect dacă ați constatat că mașina a fost spartă, să spunem. Iar la o simplă analizare a interiorului constatați că lipsesc casetofonul sau alte bunuri pe care știți că le-ați lăsat în mașină. Ar trebui să anunțați organul de poliție. Apropo, știți bancul ăla drăguț cu unul care își cumpără o mașină bengoasă și ca să fie sigur, lasă un bilet mare pe bord. Nu spargeți mașina, nu are casetofon. A doua zi găsește o cărămidă mare și sub ea un bilet. Stai liniștit că îi punem noi. Bun. Referitor la întrebarea noastră dacă încurcă sau nu activitatea pe care ați desfășurat-o punând mâna pe toate obiectele, verificând, sigur, să vedeți ce mai lipsește din torpedo, portbagaj, mă rog, de la compartimentul motor, încurcă într-o oarecare măsură. Pentru că dar... poate masca amprenta ăluia, dacă a fost atât de prost încât să nu-și pună... Nu, în cazul examinării autoturismului din punct de vedere criminalistic, toate urmele ridicate vor fi excluse cu impresiunile papilare ale dumneavoastră sau a altor persoane. Poate mai sunteți cu o persoană care se uită, uite, dragă, din partea asta lipsește și asta, sau uite, ți-a rupt tapizeria sau nu știu ce. Și toate persoanele care au avut acces în, să intre în, așa spus, local faptei, da, în speță autoturism sau așa, vor fi amprentate și vor, se va proceda la excluderea urmelor papilare ridicate de la fața locului. Cum se întâmplă în cazul în care, și nu știu dacă se întâmplă așa în România, la noi la film, primul lucru, găsești un cetățean lipsit de viață, ca să eufemizăm, da, sub care e o baltă mare de culoare incertă, închisă. Și vin cetățenii și bagă diferite bețișoare de urechi prin diferite locuri, după care vin cu o lampă, fac întuneric în cameră, cu o lampă și detectează dacă mai ai sânge și prin jur. La noi există chestia asta cu luminolul sau e o prostie, un banc și asta? Nu. Vreau, înainte să vă răspund la întrebare, este perfect justificată, mai plastic, ca să vă puteți imagina o infracțiune importantă, imaginați-vă una din fotografiile din studio, ruptă ca un mozaic în foarte multe pătrățele. Bă. Fiecare pătrățică a acestei fotografii reprezintă munca unui polițist, a unui procuror specializat într-o anumită direcție. Nu poți să spui și să declari cine este mai important. A, nu, nici nu, nu ne propunem să ierarhizăm. Nu ca importanță. Toată această muncă este pentru a servi justiției. Sigur că da. Și atunci, fiecare bucățică de mozaic, dacă o luăm separat, dacă o luăm separat cercetările clasice, dacă o luăm separat chimie, dacă o luăm separat genetica, devine, la un moment dat, foarte specializată, într-o emisiune devine plictisitoare și singurii care vor face audiență emisiunii vor fi toți specialiști în domeniu. Dar și acești specialiști în domeniu, dacă voi vorbi de genetică, cei de la specialiști în alte moduri de examinare s-ar putea să se plictisească. Cum trebuie să recunoaștem și trebuie să admitem în noapte că putem plictisi alți specialiști în alte domenii. Ca să poți să fii specialist, ca să poți, da, e adevărat, este liberul arbitru. Specialistul, exact. Noi stăm cu urechile ciulite. Noi stăm că nu ne interesează de ce, de exemplu, Stane Izbașa i s-a spart casa 200 de ori și nu a fost găsiți ea. De ce se sparg mașini în fiecare zi și nu-i găsește nimeni pe ea? De ce sunt 100.000 de crime cărora nu le găsește nimeni făptaș? Și atunci toți specialiștii trebuie să ne răspundă la ceva. Dom'le, n-am putut, n-am știut, n-am avut, era închis, era inventar, n-a venit ăla, n-a fost ăla, ceva. Pentru ultimele întrebări, piesele din mozaic, ca să putem să răspundem, lipsesc din această emisiune. Și noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea ca să putem să dăm răspuns. Și am să revin la filmele artistice, care, noastră lucrând atâția ani în televiziune, nu sunt altceva decât
contribuția unui scenarist și a unui regizor. Practic, investigare este o muncă profundă și migăloasă și vreau să spun că pentru altcineva din exterior devine chiar plicticoasă nu când începi să explici în profunzime niște lucruri. Adică, de ce? De exemplu, dumneavoastră cu analiza asta, cu... ADN-ul ăsta. Analiza genetică, da. Da, domnule, eu găsesc un fir de păr la locul faptei. Scot penseta, că ăștia au și penseta. E adevărat. Scot penseta, au și o punguță pe care scrie evidențe. Și întotdeauna se poate izola. Da, punguță cu fermol. Da. Pac, evidențe, jang, pang, pic. Da. Și o bagă la poznar. După care, din firul ăla de păr, fie al naibii care nu descoperă toate mătușile de hârdăieni. Toate alea. Cu condiția să aibă rădăcină, nu să fie tăiat. Stai puțin. Să conțină bulb. Să conțină bulb. Perfect. Că-i găsește ADN-ul. Dar dacă nu, descoperă dacă nu, cumva, că eu, de exemplu, sunt la Las Vegas acum. Că așa. Și au găsit o crimă la locul faptei și persoana respectivă purta perucă. Ha! Ce faci cu peruca? Bun. Tot ca să fac o imagine de ansamblu, ca un mozaic. Locul faptei. Locul faptei nu este altceva decât devine, are calitatea de loc al faptei, orice regiune pe care o folosește, se folosește în mod normal. În momentul când s-a comis infracțiunea în acea regiune bine delimitată, devine locul săvârșirii infracțiunii. Și din momentul ăla trebuie izolat. Din momentul ăla trebuie izolat. Dar trebuie să plecăm puțin și de la premiza ce a fost înainte acolo. În ce sens? Cine avea acces natural la această zonă? Dacă avea acces natural, înseamnă că este în mod justificat. Și acum dau puțin ca mod de gândire să vedeți dificultatea cazurilor de omor familial. Ia! Păi, dacă este omor familiar, spre exemplu, un simplu exemplu, soțul își ucide soția în apartament. Bun. Ce putem să descoperim? Soțul are acces în mod natural. Da. Sau nenatural uneori. Dar asta este treaba cuplului. Este foarte greu de demonstrat. Demonstrăm o victimă, demonstrăm un mod în care a fost omorâtă. Cine a făcut-o? În momentul când se suprapun aceste lucruri, devin deosebit de dificile cazurile. Mergem mai departe. Trebuie să vă imaginați următorul lucru. Înainte de emisiune, domnul care mi-atrage atenția acum că să aranjez microfonul, pentru că este un proces natural și nu folosești întotdeauna un anumit șampon, avem mătreață. Mătreața, atenție, se vede, este vizibilă, se poate considera o urmă biologică. Merg mai în profunzime. Sunt lucruri pe care nu le vedem. Pielea noastră, care este expusă, se descoamează ca să aibă o elasticitate într-un mod natural, zilnic, deci într-o anumită... Deci poate să te prinde după urmă de piele pe care... Într-o anumită proporție. A, păi mă las de omorul, domnule. Dacă și pe mătreață mă... Dar prinde. Atenție, sabia are două tăișuri. Pe cuțitul dumneavoastră din bucătărie, sau pe cuțitul meu din bucătărie, da? Pune mâna întreaga familie. Da. Bun. Și va pune mâna și un făptuitor, ipotetic. Există o suprapunere de urme. Da. Și bănuim de aici începe talentul, experiența, viziunea omului specializat să lucreze în laborator. Să încerce, nu să încerce, este obligatoriu să judece o situație. Ce vreau să demonstrez? Ce mi se solicite? Deci trebuie să gândești foarte clar, trebuie să ai o strategie. Trebuie să fii făcut într-un anume fel ca să fii criminalist? Sau oricine ar putea prin educație să se facă? La această întrebare, cum să vă spun, există două variante. Un răspuns exploziv, trebuie să existe inclinații naturale. Păi da. Dar nu este asta răspunsul. Nu, mă scuzați. Ca să fii criminalist, trebuie să ai o gândire foarte clar ordonată
Și ca să demistificăm niște lucruri, am să vă explic următorul lucru. Această activitate de mare finețe în laborator este reglementată de niște reguli. Ce înseamnă aceste reguli? Aceste reguli înseamnă următorul lucru. Institutul de Criminalistică este acreditat conform unui standard internațional. N-am să intru ISO 17025 din 2006 de RENAR. Este societatea românească care acreditează. Ce înseamnă acest lucru? Doamna Teo se angajează la laboratorul și ca să înving niște zâmbete, la laboratorul de genetică. Doamna Teo va avea o pregătire, un stagiu de pregătire. Sigur că da, păi așa peste tot. Stagiul de pregătire este foarte mult simplificat, pentru că, doamna Teo, dumneavoastră sunteți pusă în poziția să executați următoarele analize, dar protocoalele standard de lucru, care sunt peste pentru tot, toată lumea, da, explică în ce situație, ce, cum se poate face. O să vă rog să ne întrerupem pentru o clipă, pentru că vine pauza. Și nu știu dacă mai am un minut să vă povestesc o chestie care mie mi se pare Dumnezeu. Există pe lumea asta un film care se cheamă Mank. Mank are următoarea teorie. Deja vă supărați că e mișto teoria. Da, da. Este un serial pe care, la care mă uit și eu, oh, în da? Mod deosebit. E, Mank zice așa, vorbea cu un cetățean care a spus, Dumne, zice, n-am făcut-o eu. Fapta n-am făcut-o eu. Și mă, cum e el așa? Și Dumne, hai să luăm următoarea situație. Într-un acvariu e un șoricel. Într-un alt acvariu e un șarpe. Are motiv șarpele să omoare șoricel. Dar n-are cum. Și n-are cum să se ducă dintr-una într-alta. Dar dacă e să mă întreb pe mine, ai cuvântul meu de onoare că voi găsi o cale prin care să demonstrez că șarpele a mâncat șoricelul. E, vreau să vă întreb, la dumneavoastră există această posibilitate? Dacă credeți cu tărie în vinovăția unui om, puteți să-l scoateți vinovat? Regulile... Două secunde. Vine pauza? Păi nu, că stau de jumătate de ceas. Două secunde. Regulile... Regulile sunt reguli. Regulile nu limitează genialitatea cuiva. Mă învățați toate regulile alea firarale. N-ai fi de reguli imediat după pauză. Măcar luați-mi o amprentă. Aștepti ceva, scoateți-mi un not. Așa am să fac. A fost bine așa. A fost bine așa, cum a fost. Auzi tu, când încep să înveți dans? Nu, n-am nicio problemă, știi că nu sunt pricinoasă. Așa pentru telespectatori, pentru public. A, așa, de, în principiu da. Mi-am programat da. La un moment dat anul acesta da. Să fac un dans pe care să-l repet împreună cu colegii aș mei. Aș putea să văd o încercare? Nu. Păi așa să-l fac pe loc? Nu, că adică să fie ușor, așa, târ, târ, târ. Ca un dans care să pot să-l rețin eu. Da! Cred că ar fi... Bravo, Mihai, mai... Măi, eu cât descu că ești talentat. Și mai avem una de-aia, încă lucrez, e altfel, e mai repede cumva. Și Mihai are talent mai... pedagogic, mă. Da, mă, da, e valoare, e valoare. M-a învățat el cu mine să dansez. Stimați telespectatori, ne întoarcem la Criminalistică. Și vă vom face o demonstrație de cum se întâmplă treaba, că eu n-am văzut niciodată cum se... din care pahar beau ca și cum n-aș ști? Că eu am văzut la CSI. ba nu, nu la CSI. La Schimbul 3. Unul care credea despre nevastă sa că e combinată cu Șefcenco, un rus, un nenorocit. Și vine acasă la nevastă și spune, haide, dragă, să-ți dau un pahar de vodcă. Aia cam mirată la început. Bea vodka, se culcă femeia liniștită și bărbatul ia frumos paharul cu un șervata, îl bagă într-o pungă și nu ți-o găsește vinovată pe soția. Deci, din care pahar beau vodka? Din care doriți.
Ia să vedem dacă se văd toate. Sunt foarte curioasă. Cât din amprentă se vede? Acum ține paharul. Este necesar. Trebuie să beau 2,5 kg, da? Nu, vă zic ca să slăbesc. Nu este necesar. Necesar să slăbesc eu. Vă rog să mă scuzați cu totul. Și mai ales să dau senzația că e vodka. Și acum mi-ați stricat toată... Și fiți, și acum făceam așa. Nazdarovăi. Invitații drăguți au vrut să nu te... Înțelegi? Invitații au vrut să nu dau fuga. Dacă... Dă fuguța, dă fuguța. Nu, că dacă nu iese pe ăsta, mai trebuie să mai beți un pahar, așa nu că... Nu pot să cred, da, da. Nu pot să... Oricum, ea are două pahare, dar sunt pline amândouă. Că dar poate îi se face... Sunt disperată să beau alea 2,5 kg, că pe care, prin care să slăbesc. Uite... În primul rând ne... Toate mănușile. Cu mănuși ca să nu contaminăm probele. Cât sunt de împachetate mănușile? Aici tu, niște remarci. Cât sunt de împachetate mănușile? Da, adică nu le cam scoate cât într-o... Cam cât să ia zi tu, păi cât nu le scoate într-o pungă la grămadă, așa cum îmi cumpăr eu de păi magazin. Păi da, mă, dar la asta stai în aude. Nu pot să stea jumătate de oră până aș pune mănușile ăștia, aș trag mănușile ca pe să-mi dea un detaliu, să-mi arate cum mi-a arătat domnul acolo plicul din care a cât sunt de împachetate mănușile, da. Asta trebuie bătută în piatră. Imaginați-vă că dacă nu erau împachetate mănușile... Erau contaminate. Exact. Ai văzut, am înțeles repede. Da, cât sunt de vezi? Sau am eu mâna mică. Aveți și pentulică din aia care faceți puf, 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 puf? Avem dacă și cu păr de beveriță și magnetică și cu puf de struț, cum ce se poate aveți? Observa. Dar, în deci aceasta de e trusa de unde se scot diversele... Vom folosi o pensulă magnetică. Fabulos! Spațiu e puțin cam mic aici, dar ne descurcăm. Mai povestește-ne și nouă ce vezi tu acolo, că eu de-aia... Dar uite-te la televizor, ce? De-aia, fă tu audiență! Vom folosi o pulbere fluorescentă magnetică. Nu, fă-mi e semne discrete, are pensulă, de-aia, are... Am să mă servesc de un șervețel să... Dacă spun care tirbușonul, îl discreditez. Să nu facem mare deranj. Mă, dar pensă de aia lungă are? Avem. Cât de... Aveți? Cam avem. Cât de lungă ți-ar trebui? Ca să știm în ce să ne încadrăm. Nu mai mă pune să-ți arăt că te trimit la tine. Cred că a ghicit. E bună? Da! Da, bravo! Sunt cool, man! Hai să ne mai aducem aminte. Ia să ce mai avea apică ea. Câte amprente vrei să-ți ia? Și la stânga și la dreapta? Păi nu așa se joacă fata. Paharul nu-l vezi mai folosi. Păi nu mai folosesc, gata. E praful verde. Pentru telespectatorii noștri cu televizoare al negru, da. Praful este verde. Știi că eu nu mi-am dat seama niciodată dacă are culoare praful ăla? Nu mai râdeți de mine? Dar de cine, Doamne, iartă-mă să râde de mine? Să mai râdești de Barbu! Că și el e în zonă, nu? Barbu zice că despre el nu se poate râde, se poate decât plânge. Vai, dar ce frumos! Mie îmi place foarte tare. Dar pensula e udă? Nu. Dacă vrei, poți să o bag în pahar pentru tine? Asigurându-i domnului specialist, o zi frumoasă. Eu sunt puțin chioară, știi? Deci de aici, de la mine, se vede... Poți să te apropii. Nu pot, că intru în cadru și stric cadru. Ce-ar fi prima oară? Da, da, măcar o să nu mă fac de râs. Mamă, dar ai pus mâna pe paharul ăla, nu glumă. Mă, și ce vrei să le iau cu penseta să beau apă, să mi-o pun în poală? Așa bea omul. Acum înțeleg eu de ce bieții oameni care lucrează în film la criminalistică dorm acolo. Da, 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 da. Ai văzut-o pe Sue Thomas? Că a întrebat într-o zi unul dintre colegii, tu de ce ești așa odihnită? Că ai dormit câteva ore, dar pentru că ea n-aude, n-a auzit toată hărmălaia din birou și a dormit săraca pe canapea. Vreo 3 ore. Uite de asta. De asta știi cine e Sue Thomas? Că noi vorbim... Știi cine e Sue Thomas? Nu. Nu pot. Este un agent FBI care n-aude și atunci are un câine de companie. Vă dați seama ce viață frustrată am. Deci eu practic n-am altă preocupare în afară de asta. Am o viață goală, searbă. Nu e adevărat. Sunt niște filme foarte bune și educative. Dar îmi iau pisici, să știți. Îmi iau pisici. Păi, deja face păr. Face păr. Trebuie să dai cu aspiratorul în fiecare zi, vezi de treabă. E, atunci îmi iau hamsteri. Bun, hamsteri. Stă cu minte în cușca lui, nu-ți face dezastru. Deci ea nu aude și are un câine de companie care atrage atenția când îi sună telefonul, când îi sparge cineva acasă, altfel. Și pe ea o folosesc să citească după buze. Da. Și acum, dumneavoastră știți... Vom examina paharul cu ajutorul unei lupe.
ca să vedem sigur, în vederea ridicării eventualelor urme relevate. Cum cu eventualelor? Că eu am pus mâna pe pahar. Nu, da, dânsul nu știm dinainte. A, nu dacă... știți, nu știți, aveți dreptate. N-a fost aici. Dar acum... la tine când se sparge casa, tot așa vin specialiștii să-ți facă treaba asta? Da, tot așa, numai că pe mine la mine mă zgălesc geamurile cu ceva negru. Vezi? Mi-ar place mai mult ăsta verde, că se șterge mai ușor. Observați aici? Observ, observ. Nu știu cum țin eu lupa dacă... Observ. Se văd acele... Da, da, se văd. Desenul papilar. Dar praful ăsta doar pe pahare se folosește sau...? Nu. Păi dacă n-ai și zis, pe alte dacă... obiecte care au fost mutate... Și la mine, la geam, de ce mi l-au făcut cu funingine? Păi nu, sunt de diferite culori. Da. Contrast în funcție de suportul pe care se relevă. Da. Când o să dăm pe alb cu alb. Vezi că nu degeaba m-am mirat eu că e verde? Aha. Așa cum observați, și cutia din trus are patru. Toate culorile. Cel puțin, plus că în autolaboratorul criminalistic mai sunt truse noi pentru relevare de urme. Avem cu o trusă care este întâlnită la... unitățile teritoriale, toate serviciile criminalistice sunt dotate cu astfel de truse. Problema e că, acum noi tot vorbeam, că pe măsură ce criminalistica românească a avansat, și credeți-ne, a avansat, pentru că noi am tot vorbit și înainte de emisiune și în timpul pauzei, posibilitatea ca cineva să comită o infracțiune și să scape a început să devină din ce în ce mai mică. Noi nu încercăm să descurajăm infractorii, că nu de asta facem noi emisiuni, dar ar fi bine să se gândească de două ori. Sigur. Pentru că dacă te prinde după mătreață... Și nu numai. Și nu numai. În ultima perioadă, activitatea noastră s-a concentrat până colegul meu își desfășoară activitatea lui. Să mai vorbim puțin despre urme și microurme, da. Pentru că suntem preocupați foarte tare în ultima vreme tocmai de evidențierea și analiza acestor microurme. Microurme care se lasă la fața locului din fără atenție, ca probabil autorul să fie avertizat că o face și fără să poată să le altereze. Deci ele rămân acolo, un criminalist bun le recoltează de la fața locului, un expert bun ca noi le analizează și în final va rezulta un frumos raport de expertiză în care se identifică urma respectivă sau se fac legături între persoane și locul faptei, între obiecte și locul faptei. Și de ce spun asta? Apropo de furturi. Când se intră prin efracție, într-o încăpere, să spunem, se sparge un geam, să presupunem, din fragmente de cioburi din geamul respectiv pot rămâne pe hainele infractorului, așa, rămân și la fața locului. Dacă, la un moment dat, și nu numai geam, să zicem că merge mai departe, pătrunde, în bucățile de geam rămase în rama ferestrei, pot rămâne microfibre textile, după care iarăși se pot face analize. Intră, să spunem, în interiorul casei și avea urme de sol. Da. Analizăm și urme de sol care pot rămâne la fața locului. Aici ar trebui să spun doar că urmele de sol, de fapt, analiza de sol este importantă în clipa în care se fac analize comparative. Comparative în sensul că ceea ce individualizează probele de sol sunt, de fapt, microurmele existente în solul respectiv. Deci, atâta timp cât ai o cantitate suficientă de sol, să o poți compara până la nivel de urme, impurități și compoziție, poți să ajungi chiar până la a stabili măcar o direcție de urmat. De ce spun asta? Dacă colegii mei merg cu analiza, cu identificarea infractorului, amprenta genetică înseamnă identificare de autor, da, impresiunile papilare înseamnă identificare de autor. Chimia nu are această trimitere frumusețe direct a finalității actului de expertiză. În schimb, noi suntem cei care completăm întotdeauna imaginea a ceea ce s-a întâmplat la locul faptei. Și nu numai asta, există chiar cauze în care numai chimistul poate fi cel care face analiza și decide ce s-a întâmplat la fața locului. Mă refer la incendii provocate intenționat, la explozii, uh-huh, în cazuri de otrăvire, apropo de nuntă. Și de nuntă. Și sunt foarte multe cazuri. Deci
Probabil că ne-ar mai trebui încă vreo două, trei emisiuni să povestim. Specificăm chestia cu nuntă, că o să creadă lumea că am fost de două la o nuntă și nu le-am povestit. Am povestit înainte că printre primele cazuri în care eu am lucrat când m-am angajat la Institutul de Criminalistică acum vreo 100 și ceva de ani, a fost să analizăm mai multe alimente aduse de la o nuntă, am spus o nuntă, nu știu exact, dar nu mai aduc aminte dacă era o masă, în care în urma acestui eveniment au ajuns în spital vreo 30 de persoane, un copil a fost decedat și pe mine întotdeauna mă impresionează când e vorba de copii, și încă vreo 2-3 grav, foarte grav în spital. Au fost aduse la noi în laboratoarele Institutului de Criminalistică probe ridicate de la fața locului, deci din toate felurile de mâncare, inclusiv prăjituri ce a fost la fața locului, trebuie să spun că munca noastră este mai grea sau mai ușoară și relativ la matricea la care ne referim când vrem să identificăm substanța activă. În cazul ăsta, produsele alimentare reprezintă o matrice grea, complexă. Și atunci, cu atât mai mult, analiza a fost foarte laborioasă. Dar în final, după zile și săptămâni de muncă și de cercetare și de studiu, am ajuns la concluzia că în anumite alimente se găsise un pesticid. Am dat această informație organelor. Noi avem fiecare bucățica noastră, apropo de ce spunea colegul meu că ultima verigă lipsește. Noi dăm rezultatele noastre. Mai departe, noi nu știm întotdeauna ce se întâmplă. Dar curiozitatea... Câteodată mai avem. În ideea că noi dăm o anumită informație, ei merg pe urma pe care noi am indicat-o și vin cu probe suplimentare. Pentru că, iarăși, aș avea foarte multe de spus. Important în criminalistică nu este numai identificarea, dar foarte importantă este comparația pentru a stabili o eventualitate sursă comună a unor urme vis-a-vis de fibre textile, geam și așa mai departe. Și ce era la nuntă? Până la urmă ce ați descoperit? Și au descoperit că, de fapt, la acea masă participase o bătrână la pregătirea bucatelor și încurcase grișul un pesticid care avea același aspect cu grișul respectiv. Wow. Și de la... Astea se întâmplă în mod uzual, cazuri de genul ăsta sunt destul de des analizate în cadrul laboratorului nostru. Și, din păcate, cu urmări grave, cu decese de persoane, copii... Aveți întrebări? Bine, una dintre ele nu este... Trăim într-o țară... Ce, când vă spun că mă las de televiziune, nu mă credeți. Ce credeți că a înțeles, stimați telespectator? Cei din platou cred că Cioacă este vinovat sau nevinovat? Doamne! Bă, trăim în țara lui Cioacă. Cioacă e regele patriei noastre. Și Elodia este regina, majestatea și ta. Și pe locul 3 e Magda Ciumaca, ai uitat. Da, vine și Magda Ciumac pe acum. Care o place cineva, am înțeles. Și a ghicit singur să ajungă soție de miliardar. Doamne ajută, Doamne ajută. Deci, televiziunea asta rămâne o frumoasă amintire. Ce ar răspunde invitații voștri? Dacă, să zicem, unul ei s-a spart mașina, i s-a furat o sumă mare de bani, poliția îi spune că trusa de criminaliste e plecată și revine peste două zile. Ce ați zice? N-am avut nicio situație de genul ăsta în care să comunicăm. Cred că telespectatorul nostru a avut, că de asta e nervos. Or fi cazuri izolate de care nu am cunoștință, n-am auzit. Bineînțeles că nu, firește. Și nu știu când... întreabă ce s-ar întâmpla dacă... Da. Ce-ar respectivul cetățean. Să spunem... Se întâmpla ipotetic, într-un loc izolat, chiar nu se putea apela la altă... Ce mă scrie, da, asta vă spun. Deci ar trebui să nu pătrundă în autoturism, să-l conserve într-un fel sau altul, să protejeze să un sac peste și nu știu din ce cauze n-ar fi putut să ajungă... Cu sacul de plastic, că sunt o echipă de cercetare care să examineze acel autoturism. Eu am terminat facultatea de biologie și aș vrea să lucrez într-un laborator de criminalistică. Cum fac să mă angajez? Eu. Că tot vorbim mai devreme, dacă poate oricine să facă... Exact. N-am vorbit nimic de pregătire. Dacă s-a terminat facultatea de biologie, în momentul în care vor exista locuri disponibile, ele se anunță în mod public pe site-ul Ministerului de Interne,
sunt supuse examenului. În acel site sunt prezentate condițiile, tematica, bibliografia și este liber oricine a terminat facultatea de biologie, de biochimie să participe la orice concurs, la evident, orice concurs fără niciun fel de problem. Dar dacă îmi permiteți acum să intervin și îmi dați un prim plan, să zicem că doamna Teo, nu mie, paharului... Intervine întâi eu. Nu, întâi eu. Două secunde și am să-ți explic de întâi ce. Întâi tu, da. Doamna Teo, în urma vizionării filmelor americane, a produs infracțiunea folosind mănușile. Da! Și nu apare nimic pe pahar. Păi ce, eram proastă la cât? Dar atenție, doamna Teo, aici un mic cadru. Păi doamna că nu eram proastă să vin să mă și servesc. Cu paiu sunt infractori care se duc la fața locului și ați fi aruncat și paiu? Ați fi aruncat și paiu? L-aș fi băgat în buzunarul de la blugi. De unde l-am scos mănușile? Să presupunem că nu. Emoția pe care o aveți când comiteți o infracțiune este egală cu emoția unora dintre invitați care nu sunt pregătiți și n-au experiență în fața unor camere de la vedere. Corect. Este un efort fantastic. Aveți mănuși. Perfect. Da. V-ați servit că v-a fost sete. Da. Circulația este puternică, mi se face cald și ne gândim să nu lăsăm urme. Am avut mănuși. M-am liniștit. Dar am transpirat. Nu. Ai băut. Am băut cu rujul. E jumate de buză pe pahar. Și acolo intervenim noi doi. Și acum se preia... Rujul de pe mine. Da. De pe pahar. Așa. Paharul urmează alt... ori genuri de examinări. Bine, trăim într-o țară în care hoțul e atât de prost încât intră, beat pulbere și adorme la loc cu fapte. Și când a venit criminaliști, zice, a, da, eu sunt servici ceva? Să spunem că nu. Eu am luat un caz concret. Da, 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 da. Dar, hai să o luăm altfel. Intră până fracție. Intră. Bun. Da. Are mănuși. Are. Da. Bun. Mască de schi. Mască de schi. Perfect. Urme biologice tot rămân. Face pișul pe el? E nu, treaba chiar... lui. Este... Nu, la un coleg de-al meu chiar și-a făcut necesitățile în salon. Înțelegi ce zic? Da. Ați înțeles șocul și presiunea la care este supus un infractor? Vai, sărac! Este în avantajul nostru. Bineînțeles. Pentru că face greșeli. Deci ideea e mă perfectă, mai bine nu există. Sfântă e munca. Sfântă. Este perfect adevărat. Revenim însă la Stana, care este victima perfectă în toată această chestie. Sperăm că pentru ultima oară. Călătorește foarte mult. La un dat a locuit într-o garsonieră. Apartament cu două camere. Și vreau să rectific ce ai spus tu la începutul emisiunii, că mi s-a spart casa de mai multe ori. Casa mea s-a spart o singură dată, din care eu am tras niște învățăminte și niște concluzii. Tentative de spargere au mai fost, doar că nu au avut final. Deci o singură dată am fost prădată și am oțial... senzația că eram împreună. Eram împreună, da. Eram împreună? Parcă eram împreună și tu ai primit un telefon și tu trebuia să cânți. Nu știu, s-ar putea să fie... Da, am primit un telefon chiar în cadrul unei emisiuni de la firma de pază că alarma a pornit și că hoții au intenționat să intre. Dar vreau să spun că am învățat de la prima spargere că trebuie să-ți iei niște măsuri de precauție în limita în care poți, pentru că hoții, vreau să știți că sunt foarte deștepți și foarte inteligenți. Fiecare studiază în domeniul lui de activitate. Și ei studiază toate modalitățile. Și cum să dezactiveze o alarmă, și cum să desfacă iala, și cum să spargă termopanele, și așa mai departe. De-aia am spus de microurme, vis-a-vis de iala. Da. Aceea vine la noi și iarăși intrăm în altă colaborare. Deci toate aceste probe vin la noi, în condițiile în care vin, că asta nu mai depinde de noi, noi le analizăm. Dar orice urmă, orice intervenție asupra locului faptei, poate fi regăsită în expertizele noastre. Important e să ajungă la noi. Stimați telespectatori, după pauză vom vorbi cu Stana despre cum s-a întâmplat, ce învățăminte a tras, exact. Sfaturile ei către toți cei care ar putea risca să și mai ales promisiuni din partea criminaliștilor că în momentul în care se va întâmpla, multă lume va suferi, ca nume vinovare. Melodii de Crăciun, preventiv. În caz că n-apuc.
Așa. Noi tot despre prevenție am vorbit până acum. Întâi aș vrea să știu despre ce este vorba în acest pahar. Adică el e verde așa, măzgălit așa. Acel pahar a fost tratat cu pigment verde, cum îl vedem noi, fluorescent. Fluorescent, deci dacă stinge lumina, se vede? Dacă folosim lampa, se vede. Deci așa avem și lampă de sânge? Lampă de sânge nu, n-avem. Da, aia cu luminol de ți arată cu tare? Polylight. Cu polylight-ul. Da, avem la laborator, nu avem noi aici. Așa. Nu avem la noi. Și acum aveți amprentele mele, practic. Da, pe care le-am ridicat. Pe care mi le-ați făcut cadou. Că sunt ale dumneavoastră. Mare greșeală. Eu, în locul dumneavoastră, le băgam la baza de date, că cine știe când mă las de televiziune, mă apuc de alte treburi. Eu v-am spus, eu nu fac treabă mică, treabă mare în casă la om. Nu, mamă, nu. Eu mă duc făcută, gata, aranjată, mâncată, băută. Bun. Mai am un an și termin facultatea de drept. Pot să mă angajez în domeniul criminalistic? Nu e chiar așa, nu? Nu prea. Cel puțin pe domeniile noastre de specialitate, pentru chimie, laboratoare, genetică, chimie, sau poate în situația în care ar urma cursurile de masterat de specializare în criminalistică, organizat în colaborare de Institutul de Criminalistică și Asociația Criminaliștilor din România, la Universitatea Gheorghe Cristea, iar în situația când sunt posturi scoase la concurs pentru a fi ocupate din sursă externă, mă refer aici pentru a nu mai urma cursurile Academiei de Poliție, persoana respectivă poate candida pentru a ocupa o asemenea funcție, dacă urmează cursurile de masterat în domeniul criminalistic. Pentru a întări faptul că suntem o țară de telespectatori care au înțeles despre ce este vorba, aș vrea să vă întreb pe toți, sunteți bartai criminaliștii cu facultăți terminate și atunci de ce nu s-a elucidat cazul Elodia? Pe cuvânt de onoare, mă! Deci pe cuvântul meu de onoare. Nu știu ce să zic, să o juri pe Elodia asta. Pentru că noi încă mai analizăm la probe. Așa, bravo. Deci cazul e în lucru. Da, e în lucru, cazul Cioacă e în lucru. Era bărbatul lui Elodia. Da. Cioacă e în libertate. S-a și cu altă fată. Acum, na. Dar el, Cioacă ăsta. Da. De ce e în libertate dacă... că nu se știe dacă păi a murit Elodia. Dacă n-am găsit cadavru, Am înțeles. Da, avem cadavru, n-avem mort. Ce se poate face când anunți o spargere și nu primești de la poliție niciun răspuns? Înseamnă că a închis la poliție. Înțeleg, ești dezlănțuit azi. Eu cred că medicația un pic mai ridicăm doza. Nu, n-am luat deloc. Adică mergem să o facem o dozare? N-avem cadavru, n-avem mort. Păi da, deci n-avem victimă. N-avem mort, n-avem victimă. Și nici deci autor. Vie... N-avem victimă, n-avem autor. Da, n-avem autor, n-avem victimă, n-avem nici pădrag. N-avem nimic, de niciunele n-avem. Ne întoarcem însă la Stana, căreia i s-a întâmplat la un moment dat de a spart unul casa sau una sau niște cetățeni. Vreau să te întreb ce ai învățat tu din experiența asta și ce ai putea să împărtășești cu noi, desigur. Ca să nu ajungă cazul pe masa domnilor prezenți astăzi în emisiune, cel mai bine este să te pozești, să ții niște măsuri de precauții. Și eu nu sunt aici să dau sfaturi, dar eu am învățat că este bine să nu dormim cu geamurile deschise, să nu lăsăm ușa descuiată niciun moment și să avem niște sisteme de alarmă pe cât posibil, pentru că sunt cele mai eficiente din ce am... Mai învățat ceva și mi-a plăcut, și anume niciodată nu ține valorile în casă. Asta în primul rând, nu avem voie bijuterii, nu avem voie bani, dar bine, nu, ceva bani trebuie să ai în buzunar. Bine, acum, nu dă nimeni pe datorie, fără 2-3 milioane, totuși... Da. Și vreau să spun că hârtie higienică avem voie? Avem. Eu așa mă gândesc. Da, dar nu din aia de calitate, că poate ne-o fură și pe aia. Mai știi după ce intră, s-ar putea să nu intre după bani. Poate intre după altceva, poate trebuie un televizor, poate trebuie un DVD, poate trebuie altceva. Eu știu, poate nu neapărat după bani. Sau poate văd o fată frumoasă și vor să o răpească. În cazul meu, asta e bine. Deci, decât să mă răpească și să mă rănească, nu mai bine mă întreabă. Hai, poate vrei de bunăvoie, nu? Da, păi sunt mare... Până mă ridică, până... Atunci te sfătuim la tine să vină în grupuri mai hotărâte.
cu niște frânghii, cu niște chestii, să te ridice, să te... Ok. Este colega mea și o port cum se purta, că e obicei de-mi veac lăsat, când avem ce să facem. Stați așa. Eu un cetățean care îmi trimite niște versuri din care nu înțeleg nimic, dar așa e în viața. Felicitări, zice la la la. Am și o întrebare. De ce la un furt din imobil, hoțul cu unele antecedente, fiind totuși prins, este în libertate? Asta cred că nu e de domeniul nostru. Cred că are altă nu treabă... prezintă pericol public. La altă emisiune. Nu e pentru noi, în altă emisiune. Exact. Întrebare. Vă țineți bine. Ce înălțime îți trebuie pentru a intra la facultatea de criminalistică? Nu există o facultate de criminalistică. Bine, trebuie să se refere la Academia de Poliție. Nu, iar în... Eu vă spun ce mi-a zis om. Da. Mai departe. Apropo, cu Elodie acum o dăm. Hai că... Dar nu mai pe bune acum. Dar nu o dăm, domne, că e a noastră. Am auzit păreri că ar fi în Germania. Știți că eu n-am văzut... Deci eu dacă trăiesc cu Elodia în cartier, deci dacă merg cu ea să cumpăr borș în fiecare zi, eu nu știu cum arată. Nu știu cum arată Elodia. Dacă e cineva drăguț și cred că vor fi mulți telespectatori, să-mi facă niște portrete robot. Apropo, cum e cu portretul robot? Puteți lucra cu portretul robot? Cum să face? Cu ochișorii mai așa, cu ochișorii... Am văzut tot la televizor. Nu cred că aș fi în stare să descriu un om cu atâta acuratețe. Tu te să ții minte că ești mor de frică. Se poate și lucrăm cu portretul robot, dar având în vedere că este pe un alt domeniu și nu intră în serviciul meu și în atribuțiile mele, această expertiză de portret robot, șansa de reușită sau așa, ține cel mai mult de martorul care a văzut acea persoană și de descrierea pe care o poate face. Și presupun că și de ăla de desenează, nu? Nu, sunt programe în care se pune fața, ochii... Avem programe de tot. Evoluat, computerizat. Nu mai este nevoie să fie schițat, desenat sau... Aha, aha. Adică, practic, tot ce am văzut noi în filme ca aparatură... Da. Spuneți-le că v-ați... Da, așa, ca am, să audă domnii care... Noi am mai discutat și în pauză și am spus... Am mai spus la un moment dat, dar n-am dus ideea până la capăt, că în ultima vreme ne-am concentrat foarte tare pe analiza de microurme. Și că dacă pe vremea când s-a spart casa... Am înțeles că a fost acum vreo 6 ani, nu dețineam aceste echipamente în cadrul Institutului de Criminalistică. Acum putem să spunem că putem discuta aproape de la egal la egal cu institutele de criminalistică din Europa. Spun asta mai ales că din anul 2005 Institutul de Criminalistică a intrat, este membru cu drepturi depline în rețeaua institutelor de criminalistică din Europa, iar experții noștri chiar merg la grupuri de lucru în care ne schimbăm impresii, experiență, chiar se urmărește o uniformizare a metodelor de lucru utilizate la nivelul Europei. Și atunci, toate echipamentele noastre, deci sunt concentrate pe micro. Avem microscopie electronică pentru analiză elementală. Avem analiză prin infraroșu cuplat cu microscop. Avem microspectrofotometru pentru analiza nuanțelor de culoare. Deci, cam pentru fiecare latură a activității noastre, avem dimensiunea micro. Și atunci ne aplecăm asupra acestor dimensiuni. Spuneam de microfibră care poate fi comparată cu un întreg. Spuneam de microurme metalice rămase la fața locului sau pe obiectul cu care s-a acționat asupra geamului, ușii și așa mai departe. Întotdeauna se face acest transfer de microurme. Și atunci putem compara ceea ce s-a găsit la fața locului și am rezolvat astfel nenumărate cazuri de spargeri de bănci, chiar demonstrând moduri de operare asemănătoare între diverse benzi. Deci, iarăși, accidente de circulație, v-am spus, microurme eventuale rămase la fața locului, putem pune cap la cap dovezile. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră ne dezarmează în calitatea noastră de potențial. Asta vreau să spun că nu pe dumneavoastră trebuie să vă dezarmeze. De potențial infractori. Pentru că nu poți să știi niciodată ce ți aduce viața, mai bine stai liniștit în banca ta și încearcă să... La facultatea de criminologie există limită de vârstă? Ca să fiu și un tandem cu... Deci, ca să lămurim și aspect, nu există o facultate de criminalistică, dar știu că nu, pentru că, așa cum spuneam, criminalistica este un cumul de științe care își aduc aportul, dar există, în cazul Academiei de Poliție, clase speciale, specializate pe criminalistică, unde merg experți din cadrul Institutului de Criminalistică și
predau studenților cazuri, experiență și mai este organizat, cum spunea colegul meu, acest masterat de criminalistică în colaborare cu Facultatea Gheorghe Cristea, unde, de asemenea, vin procurori, avocați. Este important să-i pregătim și pe ei, pentru că ei sunt cei care decid ce probe se trimit în cadrul Institutului la analiză, să ne știe posibilitățile de lucru, să știe limitele determinărilor noastre, astfel încât să existe această legătură bună între... că este un masterat recunoscut internațional. Stimați spectatori, am aflat lucruri minunate astăzi. Faptul că ne putem ajuta de criminalistica românească oricând și că ea poate rivaliza relaxat cu cea europeană. Stan a ajuns pe scenă, iar eu aș vrea să vă povestesc despre ce se va întâmpla mâine. Am cunoscut o fetiță pe care o cheamă Ioana, locuiește la Constanța și pictează minunat. A fost premiată de primarul Romei. Aș vrea să o vedeți și să vă asigur că ea face parte din elitele de mâine. Se află într-un moment în care oricare dintre noi o poate ajuta. Nu vă obligă nimeni, repet, pentru a nenumărata oară, dar de văzut, de privit și de visat la viitorul ei, putem să facem și fără niciun ban. Mulțumim foarte mult tuturor invitaților, mulțumim foarte mult tuturor celor care au trimis SNS. Urmează să ne vedem mâine la 4:30. Tot mai tare, lai la lai 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 lai. Nu știu ce-i cu mine, gen am stare, lai la lai 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 lai. Inimii ar am pace, tot mai tare, lai la lai 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 lai. Prima dată în viață când iubesc, n-am și eu și dul și dragostea. Acum mi-e bine cum trăiesc, că am găsit perechea mea. Și dul și dragostea, acum mi-e bine cum trăiesc, lângă jumătatea mea. Și dul și dragostea, acum mi-e bine cum trăiesc, că am găsit perechea mea. Prima dată în viață când iubesc, n-am și eu și dul și dragostea, acum mi-e bine cum trăiesc, lângă jumătatea mea. Lai la lai 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 la, și cea mea iubire să-mi pace. Lai la lai 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 la, Doamne dă-mi noroc și sănătate. Lai la lai 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 la, și cea mea iubire să-mi pace. Lai la lai 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 la, prima dată în viață când iubesc, n-am și eu și dul și dragostea. Acum mi-e bine cum trăiesc, că am găsit perechea mea. Prima dată în viață când iubesc, n-am și eu și dul și dragostea. Acum mi-e bine cum trăiesc, lângă jumătatea mea.
să trăiesc. Lai la lai 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 la, că am lângă mine și iubesc. Lai la lai 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 la, prima dată în viață când iubesc. N-am și ușe dulce și dragostea, acum